bună ziua tuturor și pacea Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți care sunteți cu noi în fiecare zi. M-am sculat de dimineață, prieteni. Pentru cei care vă uitați acum dimineața, bună dimineața. Pentru cei care vă uitați mai târziu, bună ziua. Ne-a venit un coleg și vrem să vă împărtășim cu dumneavoastră și colegul nostru și să facem o filmare, de ce să nu, da? Și mai întâi de toate, o să ne facem o cafeluță. Nici n-am dat drumul la aparat. Pai! O să punem pastila asta. Vreau să vă spun că poate alții se mai uită la filmare și îmi trimite mesaj că ce cafea consum și ce aparat am. Uite ce aparat, da? Puteți să-l vedeți, ce aparat e și ce cafea consumăm, da? Noi dăm drumul la... și să vedeți ce cafea bună o să iasă. Foarte bună și spumoasă. Noi consumăm la aparatul ăsta chiar apă cumpărată, nu luăm de la ghiuvetă, pentru că are nisip, are mult calcăr și ca să ne ține mai mult, consumăm apă cumpărată. Și vreau să vă spun așa, cu cafeaua, hai că opresc eu, nu de prea. Este cafeaua asta de la Axion, cu lila, așa, normal, și asta este espresso. Chiar am vrut să vă spun că am spus într-o filmare că este și espresso și este și normală. Nu, asta e espresso, vedeți? Nu a găsit Marcel din asta, ieri a fost la Axion și n-a găsit și ne-a cumpărat, am zis, hai, cum, asta e un pic mai tare, espresso, da? Și e bună și asta, că mi-am făcut el când am venit imediat, mi-am făcut o cafea. Și e bună. Sunt bune amândouă, dar trebuie să ai și aparat bun ca să fie bune. Dacă ai un aparat așa care nu e așa bun, vreau să vă spun că nu e o laudă pentru mașina mea de cafea sau aparat de cafea. Eu am dat nici nu știu câți ani, nu mai știu, am dat 200 de euro de la Cora, l-am luat, de aici din Belgia. Da, este un aparat foarte bun. Pot să-l arăt așa mai așa, Nora, ca să se vadă. Că poate nu, alții vor să-și cumpără, că nu, că e bun, vreau să spun. Nu, aici merge cafeaua, vedeți, pică pastilele, aici pui cafeaua și ți-ai făcut o cafea superbă. Nu, bun, noi o să trecem să vedeți ce ne-am comandat. Da, prieteni, am revenit la măsuța noastră, unde noi filmăm în fiecare zi, da? Pentru că dacă nu avem posibilitate să filmăm în bucătărie, prieteni, noi filmăm, știți voi, prietenii noștri care ne urmăresc de atâta timp, că noi aici pregătim, aici tăiem cu bucătăria, aici facem totul. Și vreau să vă spun că acum vrem și să vorbim un pic, pentru că să facem și noi 10-11 minute, ca să putem să punem filmarea. Dacă facem câteva minute, nu putem să punem filmarea. Și de asta am zis că nu, să vă arăt și ce a cumpărat Marcel ieri de la Axion. Și a cumpărat cafea, Nora, da, și cafeaua. Nu, bun. Și a luat și cafea, așa cum a spus, ne-a făcut proviziile la cafea, ne-a luat 5 pachete de cafea din asta, espresso, ia uitați, 5, și ăsta l-am deschis ieri când a venit. Vedeți, cam așa arată, pentru cei care nu știe, da, cafeaua. Și eu folosesc zahăr din asta. Dacă nu este la cuburi, ne mai luăm și la kilogram, că este și la kilogram și vreau să-mi pun niște zahăr. Este foarte bun, prieten. Zahăr brun. Zahăr din ăsta de trăstie. Vedeți? Să vede, nu? Da, se vede. Să vede că este foarte bun zahăr brun. Și eu pun un cubuleț din ăsta așa, da? Un cubuleț mic, la o cafea. Da. Pentru că ne-am cumpărat, când mi s-a terminat aproape ăla care am avut vărsat și atunci s-a dus Abel alaltă ieri și ne-a cumpărat, că s-a deschis Intermarché, o prieten, așa cum v-a spus, pentru cei care nu știu, de aici din Belgia. Chiar vă rugăm să mergeți la Intermarché, chiar acum a fost băiatul meu cel mai mare, Marcel Juniorul, a fost la Intermarché și mi-a filmat, că am zis că oricine merge acolo, care merge primul, să-mi filmează și mie, că dacă nu pot să mă duc, să văd și eu cum s-a făcut Intermarché-ul. Și s-a făcut mare, Doamne, chiar vă rugăm frumos cei din Belgia, mergeți acolo să vedeți, chiar așa un magazin ca Cora s-a deschis, mare, mare, imens de tot.
L-a făcut mare și este toate bunătățile acolo. Da? No, bun, noi bem cafeaua noastră, prieteni. Chiar vă rugăm frumos să beți și dumneavoastră împreună cu mine, că noi mai discutăm aici, mai arătăm, da? Au, am făcut-o tare. Ce tare e. Tare. No, bun, și ne-a luat niște servețele umede din astea de la Acțion. No, ne place astea. Și aici la Aldi este și de la Lidl iară ne place servețelele astea umede. Adică astea sunt de la Acțion, șamponurile pentru vase sunt de la detergent de vase sunt de la Aldi. Și vreau să spun că este un șampon așa de corp, scrie aici pe el că este și de corp și pentru cap. Zice că are 4 în 1. Și copiii au spus că este foarte bun. Și am zis la Marcel să mai cumpără, dar el cu grabă a luat numai unul, dar dacă o să mai meargă, să ne ia 3-4-5 ca să avem acolo. Pentru ei, pentru băieți, nu pentru mine și Nora, că noi altceva folosim pentru cap. Așa, și ne-a luat niște șampon de corp, care nouă ne place șamponul ăsta. Știți voi că eu de fiecare dată când mă duc și fac cumpărături și ne facem stocul ca să avem, noi luăm de la Acțion acest șampon, este și cu albastru și este și așa. Spune că are lapte în el, așa scrie aici, de vacă, chiar este vaca pe el, vedeți? Nu, cam așa. Ăștia ne-au făcut cumpărăturile, așa, ăștia sunt cumpărăturile noastre, care noi ne facem când nu lăsăm prieteni să se termină, noi imediat mergem și ne facem cumpărăturile, ne facem proviziile, da? Și ce vreau eu încă să vă mai arăt? Câte minute sunt, Nora? 4:19. Ai de mine și de mine, dar așa greu merge minutele când faci ceva mai puțin. Nu, bun, lasă că eu mă duc să mai dau drumul un pic la cafea, că cam este cam tare. O să mai dau prieten drumul la un pic de cafea, că e prea tare. Am făcut-o prea tare și nu vreau să o beau așa tare. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru toate comentariile care ne trimiteți în fiecare zi și mai preciez un lucru. Da? Vreau să vă spun la tinerii care ne urmăresc din Germania, da? Zi, Nora, că eu tot uit numele. George și Paula, da? Henry, da. Henry, care ei sunt tineri, așa cum v-am spus, și ne urmăresc. Și ne apreciază foarte mult și voi ne apreciați foarte mult și vă apreciem și noi pe toți. Nu fac diferență să spuneți acum că noi le pomenim pe ei și pe voi nu. Pentru că de ce le pomenim pe ei? Pentru că ne-a sunat pe Facebook și am vorbit și ne-a spus ca să îi spunem, da? Să le pomenim aici pe filmarea noastră, să-i spunem că ne urmăresc și că ne apreciază. Și ce vreau să vă spun în legătură cu fasolea care am făcut-o, preten. Azi dimineață mi-a trimis pe Facebook un filmuleț mic, că s-au dus și au făcut cumpărături și au spus că vrea să facă și ei fasolea care am făcut-o. Și așa m-am bucurat și vreau să le urez tot binele, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și asta vreau să vă spun, preten, că vă mulțumesc la toți din suflet. Că să nu vă supărați că poate că pe unii le spun aici pe canal, dacă vor să le spun și să amintesc de ei, eu amintesc că nu mi-este greu. Pe unii le cunosc acum câteva, nu sunt mulți, 3-4 persoane le cunosc așa, da, că am vorbit. Am vorbit cu o prietenă care este în Italia, Fatima, ea mă știe, da? Am vorbit și cu ea așa pe Facebook, acum nu știu când, dar cam este un pic mai de demult. Dumnezeu să o binecuvinteze, Dumnezeu să-i dea sănătate și să rezolvă toate cauzele și problemele, da? Am mai vorbit, cu cine am mai vorbit? Cu una din Germania, Ramona, sora Ramona, da, tot așa am vorbit pe Facebook, care le cunosc, nu sunt multe care le cunosc, dar pe voi vă cunosc, prieteni, pe toți acei care ne trimiteți mesaje, vă cunosc de pe mesaje. Pentru că nu
toți aveți acolo nici nume, nu știu cum vă cheamă personal și nu aveți nici poză, vreau să spun, dar Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți care sunteți cu noi. Vă doresc ca Domnul să vă rezolvă toate cauzele și toate problemele și vă doresc sărbători binecuvântate și sărbători fericite, tot ce cumpărați și faceți cumpărături, că suntem în pragul de sărbători, Dumnezeu să fie cu voi, da? Așa cum v-am spus, nu fac diferența, da? Dacă ei mi-a spus, sora Valerica, să, când faci filmare, să mai spui de noi, da? Și eu am spus că de ce să nu, nu mi-este greu. Și așa cum am spus, ăștia sunt cumpărăturile noastre. Ce vreau să vă mai arăt? Eu aș bea cu lapte, dar n-am. Trebuie să mă duc să-mi cumpăr Nora lapte de soia. Știi? Și să mai pun și eu un cafea, așa puțin. Ca să nu mai fie așa tare. Ce cească frumoasă ai de bei cafea. A, ceașca mea? Oh, Nora, știi de câți ani am asta? Serviciul ăsta. De când? Păi tu nu erai aici. Păi nu eram, normal. Când ai venit, nu? Hai să spun. Aproape de 10 ani. După la nu era normal. După ce m-am mutat aici, atunci au venit Versace, cum s-ar spune, hai să-i spunem așa. Atunci a venit ceșile astea și eu m-am dus și mi-am cumpărat. Nu bem de fiecare dată din ei, că noi avem ceși la greu aici, o grămadă peste tot. Și acolo avem în vitrină, dincolo în vitrină, avem și pus deoparte, avem și că noi mai folosim așa și n-are rost ca să punem o grămadă. Știți voi că Marcel, el bea cafea din paharele lui care sunt de argint, nu e o laudă, prieten, dar am auzit că paharele și lucrurile care sunt de argint sunt foarte sănătoase să bei din ei sau să mănânci din ei, da? Și mai are unul, dar nu știu, iată-te, mai are unul de aur așa, ia uitați, vedeți? De aur și de argint. Ăsta e de aur și de argint și ăsta e numai de argint, da? Pentru că știți voi că el este colecționat de așa ceva, să vă arăt cât are, o grămadă. El este numai astea are el aici. Și am mai spus eu, are o cutie plină așa. Mi-a luat cutia mea, prieten, care pun eu făina și au pus toate lucrurile. Și acum am uitat să-i spun să meargă la Action când merge, să-mi cumpără direct ca să-mi pun făina. Că știți voi că eu cumpăr câte 10 kg de făină odată ca să avem, nu să mergem tot timpul să cumpărăm. Nu, bun. Ce vreau să vă mai arăt? Acum îmi cer scuze că vă țin, dar trebuie să vă țin, prieteni, pentru că nu avem minute, da? Vreau să vă arăt pachetul care ne-a venit chiar acum dimineață, da? Dar îmi trebuie foarte puțin, să stai că mi-a ora, am aici. Am aici o foarte puțin, mică, și vreau să mai arăt ceva la prieteni. Vedeți farfecuța asta, prieteni? Așa cum v-am spus, mie îmi place să țin lucrurile, da? Farfecuța asta este de când a venit Marcel în Belgia. A venit cu ea de acasă și eu o țin și o păstrez. De ce să nu? De ce să o arunc? De ce să o dau? Dacă chiar este bună. Și nu avem numai asta ca să spuneți, vai, că eu țin de ea și nu știu ce. Nu, nu. Nu, nu. Dacă a venit vorba... Ai o amintire. Și ce vreau să mai spun încă ceva. Vedeți, avem mai multe foarfecuțe din astea așa mici. Și mai este pe aici undeva, nu se numă astea. Dar mie îmi place să le țin. Nu-mi place și vreau să vă mai spun că am unghiera lui Isaia, nepotul meu, de când s-a născut. Și o țin aici așa în dulap. Și când vine aici, eu mai mă uit la mânuțele lui, mai tai unghiile și la Salome. Îmi place, da, să fac acest lucru. Nu-mi place să arunc lucrurile. Mai am să vă mai spun încă ceva. Mai am păturița de când s-a născut Abel. Abel are 18 ani. Și o țin acolo. Dacă ei nu vor ca să o ia, nici, adică Marcel vreau să spun, juniorul, că el a avut copii, am zis că o țin pentru Abel. Când va avea să se însoară și va avea copii, adică când o să se însoară și o să aibă copii, scuzați, o să o dau lui, ca să o țină la copila și lui.
și când va fi mare copilașii lui, ca să spună asta a fost și este un lucru foarte frumos, prieten, să vă spun ceva. Vreau să vă spun că dacă știi că e un lucru a fost, adică copiii, să știe că un lucru a fost a tatălor lui sau a mamei. Și spune, wow, cât a ținut-o, da, asta a fost a lui tata sau a lui mama. Și uite că am ajuns ca să o port eu, da? Mie îmi place acest lucru așa, nu-mi place. Nu, Doamne Iisuse, să nu vedeți că dă zgârcită, că... Nu, mie îmi place să fie așa o amintire, da? Nu-mi place... Unde eu dă zgârcită fac eu lucrul acesta? Wow, Doamne, să spuneți alții, wow, Doamne, ce gârcită, i-a lăsat pătura acolo de... Și nu e să vă spun, nu e să spui că eu am ținut-o foarte bine și foarte bine, zici că e nouă. Nu, ce vreau să vă spun eu acum, ia uitați, mi-am făcut comandă, prieten, o pătură, da? Că este prea frig la noi în camera acolo. Și eu am pătură altcumva și am zis că asta o să țină de cam. Vedeți? Și a fost la reducere. Da, a fost la reducere. Acum nu mai știu cât a fost, dar a fost la reducere. Cred că a fost 22 de euro și am luat-o cu 18. Cam așa ceva. Da. Acum să nu fac eu aici cumva nora. Să dau peste asta, să-l fac aici, da? Ca să arăt la prietenii. Nu, e groasă acum? Acum nu e, nu, e bună, e bună, e bună. Deasupra așa, știi? Wow, ce faine la atingere. Să știi că e foarte moale, foarte... vedeți? E foarte moale, are un material așa fain. Dar Abel... nu-i dă două persoane, Abel. A făcut ăsta. Două persoane a luat. Eu am zis să ia de două persoane. Și el a luat două persoane. Atunci două persoane e mai ieftină, nu e așa scumpă, că alea de două persoane au fost la prețul la ce m-am uitat eu. Și cred că asta a fost 12 euro. Cam așa ceva. Cred că 12 euro a fost asta. Nu știu, dar dacă nu încurcă ăștia, ca să-ți trimită la Iurea. Nu știu. Zice că are 1,50 m pe 2 metri. Da. Dar vreau să spun că acum să vezi tu numai. Că a luat-o numai de o persoană. Nu? Ce spui? Și nu putem să o punem așa pe pat, pentru că patul nostru acolo în cameră e foarte mare. Nu, așa, ce să fac? El a spus, mama este de două persoane, dar zic, da, de două persoane, faia care este de două persoane. Nu, lasă. Asta e. Ce să fac acum? Nu. Nu, ce mă fac acum? Am dat-o în bară. Am dat-o în bară, Nora. Că vroiam să o pun așa, faină, pe pat. Da, știu. Dar dacă e de o persoană... Și nu știu, prieten, cum să facem să trimitem înapoi lucrurile, dacă nu ne place bune. Sau nu sunt bune, cum să facem să trimitem înapoi? Că rămânem cu ele, așa, aiurea. Bine, acum nu-i ceva de aruncat să rămân cu ea, pentru că pentru mine așa, nu, când este frig, mă acoper cu ea, când este chiar așa frig. Acum nu mai este chiar așa frig, dar cred că toată iarna o să fie frig și mai ales acolo la mine în cameră. Acolo este foarte frig la mine în cameră, că nu avem... Vreau să vă spun de ce este frig, prieteni, pentru că nu avem gaz numai aici în salon. Și dincolo în cameră nu avem, aici nu avem, avem numai în baie și atât căldură. Și de-aia acolo la mine în cameră este foarte frig, mai ales când este frig. Noi lăsăm aici toată noaptea să meargă și toată ziua, dar merge greu, nu merge tare. Și am zis că pentru mine, așa cum sunt eu acum operată, care îmi trebuie căldură, am zis să fie așa bună, nu. Nu, las, că nu este nimic.
Câte minute sunt ora? 17 minute. Oh, că s-a dus deja. Oh, la la. No, bun. Noi vă lăsăm cu pacea Domnului. Vă dorim o zi binecuvântată, minunată. Vă mulțumim că ne apreciați. Nu uitați, cei care nu v-ați abonat, să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să ne urmăriți, să vedeți în fiecare zi ce rețete o să facem. Și ne vedem până la următorul filmuleț. La revedere!